Salutare, oameni faini! Sunt Alin Hiță și astăzi vom vorbi despre cum să curețe senzorul camerei foto sau video. Cum să-l cureți acasă, ce să faci, ce să nu faci, ce să nu faci, să ții camera curată și pregătită. Să-i dăm drumul! Astăzi vom vorbi despre cum să curățăm camera, senzorul camerei, care se află aici înăuntru. Într-un zi m-am uitat la echipamentul meu și mi-am dat seama că e cam murdar. Tai o ședință foto, iar după asta îți dai seama că aparatura ta este foarte prăfuită. Și stai și te gândești cum să o fac, cum să o curăț astfel încât să nu stric ceva la ea sau să pun praful să se bage și mai mult în... pe lângă butoane, pentru ce să fac, să-l trimit undeva, să-l curețe o curățare profesională sau să-l curăț eu acasă undeva. Astea sunt câteva lucruri care m-am gândit să vi le arăt. Fiecare are stiluri de a curăța. Eu o să le curăț așa. Eu curăț senzorul doar atunci când știu sigur că este murdar. Cum pot să-mi dau seama lucrul ăsta? Fac o fotografie, da? Și îmi dau seama că apar niște pete pe fotografie, negre sau albe, știi? Și chiar când te duci în editare și acolo vezi sunt niște pete și încerci să-ți curăți ecranul, te gândești că e ceva pe el, dar nu e, din cauza senzorului că e murdar. Și stai și te gândești, bă, ce cu pata aia? Acum, dacă nu poți să tragi încă o dată fotografia, trebuie să te duci să ștergi pata respectivă cu clone stamp sau... Ei, atunci senzorul tău este murdar și cred că ar fi cam timpul să îl cureți. Nu fac lucrul ăsta destul de des, pentru că poate să intre praful foarte ușor înăuntru. De obicei, când vin de la un shooting, nu mă uit la aparat, ia să vedem dacă e... și scot capacul sau obiectivul și stau și mă gândesc... ia să vedem dacă e murdar, știi? Și-l scoți de aici și să-l curățăm. Nu faci asta niciodată. Vrei să deschizi capacul sau obiectivul de la aparatul foto doar atunci când vrei să-l curți și când vrei să-l schimbi. Cât mai puțin cu putință. Și să-l cureți doar atunci când ești tu încrezător în tine că poți să faci acest lucru. Acum nu vreau să mă fac responsabil pentru toată lumea care se uită la clipul meu și vede cum fac eu și face și el și după aia l-a stricat. Deci când te apuci de făcut așa ceva, nu îl deschizi, îl lași acolo și te duci să faci altceva prin casă. Și când te întorci, uite că am uitat ăsta deschis. Nu, îl deschizi repede, faci ce ai de făcut, îl cureți, pe care pui repede capacul și atât. Nu mai faci altceva. Și acum, de ce ai nevoie? Ai nevoie de aer comprimat, lens cleaner, this one. Ei, ăsta este ce nu recomand să facem. Aerul comprimat este prea puternic ca să-l poți folosi pe senzorul din camera foto. Deci dacă vin de la o ședință foto și e foarte murdar aparatul, aș vrea să-l curăț puțin cu aer comprimat, așa de la depărtare, nu prea aproape de butoane, ca să nu intre praful mai mult înăuntru. Niciodată să nu-l țineți invers, că iese și îl îngheți. Deci de aici este foarte, foarte rece și îl îngheți. Așa e cu aerul comprimat. Da, deci asta folosesc eu în schimb. Este foarte bună. O țin tot timpul în rucsacul meu, foto, oriunde mă duc, o am cu mine. Scot capacul sau obiectivul ca să schimb obiectivele. Și întorc camera invers când vreau să-l curăț. Astfel încât particulele de praf să nu cadă pe senzor. Îl curăț repede, dau 2-3, de 2-3 ori. După care pun capacul sau obiectivul la loc. Trebuie să eviți cât mai mult să nu ții aparatul deschis așa, pentru că e posibil să intre praful. Deci să ai tot timpul la tine ori un obiectiv pus pe el, ori dacă nu capacul lui. Ai putea să cureți foarte ușor obiectivele cu un lichid special pentru așa ceva și cu o cârpă de curățat la fel specială. Obiectivul este întotdeauna foarte bine să-l ții protejat, da? Și de asemenea, niciodată nu fac cu spray-ul deasupra obiectivului, știi? Pac, pac, pac. Iei laveta specială, faci de 2-3 ori, okay? După care ștergi obiectivul
foarte ușor, așa, foarte bine, foarte frumos. După care, înainte să strângi, îi mai dai cu pompa de 2-3 ori ca să ducă praful și pui repede capacul. Da? Am putea curăța obiectivul cu chestiile astea, da? Sunt de diferite mărimi și iese o perie. Iese o perie, da? Să nu aibă praf. După ce scoți capacul de la obiectiv cu periuța respectivă, după care în partea asta lantă, cu asta, îl cureți așa, destul de profesionist e asta, este foarte bun. Mai dai două pompe, pui capacul și ești gata. Ai putea să curăți senzorul mai profesionist, cu niște chestii speciale pentru asta. O să pun în culori mai jos. Eu nu le-am deocamdată, deci nu pot să-l curăț, nu pot să vă arăt cum. Dar puteți să urmăriți, să vedeți cum se curăță cu chestia asta. E foarte bun, foarte bună. Curățind senzorul și camera, foto sau video, este un lucru pe care ar trebui să-l facă toți fotografii, videografii. Apăsați butonul de like, abonați-vă dacă încă nu v-ați abonat. Vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit și ne vedem în următorul clip. Uhuu!